Astăzi vorbim despre alimentele bogate în magneziu și l-avem alături pe nutriționistul Mario Popescu. Bine ai venit, Mario! Bine v-am găsit, dragilor! Dacă nu ne credeți că e frig în platou, uitați-vă la această fostă geacă pe care Mario... Actual pulover pentru platou. Pulover de iarnă. Mario, astăzi chiar vreau să vorbim despre magneziu. Ai venit hotărât. Te-ai trezit azi dimineață și ai spus astăzi vreau să vorbim despre magneziu. Habar n-am la cine ajută, dar sper să ne ajut tu. Da, o să vă ajut. Păi hai să începem să vorbim puțin despre magneziu. El este implicat în foarte, foarte multe reacții în organismul nostru. În primul rând ne ajută la un sistem imunitar puternic, mai ales că e perioada aceasta a virozelor. Ne ajută la sinteza proteinelor, precum și metabolizarea glucidelor și a lipidelor. Ne ajută la contracția mușchilor, ne ajută la un sistem cardiovascular sănătos, la o inimă sănătoasă, precum și la prevenirea anxietății și depresiei, chiar tratării, deoarece acesta ajută la reglarea neurotransmisătorilor de la creier și de acolo de unde pleacă ei. Cumva, magneziul ajută ca aceștia să ne dea energia și pofta de viață pe care trebuie să o avem. Așa este. Care este doza zilnică recomandată de magneziu? Doza zilnică recomandată de magneziu pentru un adult, da, discutăm, ar fi pentru un bărbat în jur de 400-420 de miligrame, iar pentru o femeie 300-320 de miligrame. Puțin mai... o doză mai mică, pentru mai redusă pentru femei, deoarece au și masă musculară mai redusă. Și vorbeam la început că putem lua acest magneziu din alimente. Exact. Din ce alimente? Avem foarte multe alimente pe care le putem consuma și care ne aduc un aport însemnat de magneziu. Hai să începem cu spanacul. Începem cu spanacul și să știi că aceasta este cea mai bună sursă de magneziu pe care natura ne oferă, respectiv undeva la o porție de 150 de grame de spanac ne oferă undeva la 240 de grame de magneziu. Când vorbesc de sursă de magneziu pe care ne oferă un anumit aliment, discut și de cantitatea zilnică recomandată. De aceea magneziul, de aceea spanacul are undeva, v-am spus, la în jur de 200-250 chiar de miligrame o porție de spanac, dar foarte atenție la spanac, aviz persoanelor care au probleme cu pietre la rinichi, deoarece spanacul nu este recomandat în cazul de litiază, persoanelor care suferă de litiază, deoarece acesta conține și oxalați. Oxalați care afectează persoanele cu aceste probleme la rinichi. Deci foarte mare atenție. Haideți să continuăm cu avocado. Eu mănânc în fiecare zi. Da? Avocado, un avocado de 100, hai să spunem un avocado de 100 de grame. Cam așa, are undeva la 90 de miligrame de magneziu. Deci practic dacă îl adăugăm, dacă mâncăm două fructe de avocado, avem jumătate din doza zilnică recomandată de magneziu, ceea ce putem să-l introducem foarte ușor în rețetele noastre, fie la mic dejun, fie ca și gustări sau în smoothie-uri. Deci ai mâncat, Lili, o salată dimineața cu avocado sau pur și simplu cu guacamole, aproape jumătate din doza zilnică ți-a fost asigurată. Mâncăm noi și niște pește. Ăsta e un pește... Ce pește ăsta? Vă spun eu, macro. Da, este un pește gras, că peștele gras este cel care conține magneziu. Nu jignim, că e fericit că e gras, da, și noi suntem fericiți dacă îl mâncăm, pentru că este o sursă foarte bună de magneziu și anume undeva la 94-100 de miligrame de magneziu per 100 de grame al peștelui macro. Deci, practic, peștele este gras fericit, noi dacă îl mâncăm, îl consumăm, suntem și sănătoși și fericiți, deoarece am spus că magneziul ajută la reglarea... Și deja avem un sfert din doză din peștele ăsta, 100 de grame de pește. Dar dacă mergem mai departe, ai o banană acolo? O banană putem să o consumăm ca și gustare. O banană de genul acesta undeva la 150 de grame, are undeva la 40-50 de grame de miligrame de magneziu. Deci ne asigură, să spun așa, pentru femei undeva la 20% din doza zilnică recomandată. Dar hai să vă pun eu vouă o întrebare acum, să văd că eu știu, Șuru, că tu ești foarte pregătit, în special, că Lili știu că s-ar vrea să știe. Spune-mi mie de aici, ce alt aliment conține, crezi tu, conține foarte, foarte mult magneziu? Ciocolata. Nu ce aliment îți place. Și nu alimentul pe care... Migdalele, hai să... Hai pe aici, nu? Uite, hai să discutăm puțin despre acest... Semințe de dovleac. Semințe de dovleac, da, uite, gata. Putem să vorbim despre semințe și despre migdale și despre semințele chia în aceeași categorie? Ele au o cantitate foarte mare de magneziu și asta a raportat la 30 de grame. Aduc în discuție 30 de grame, pentru aceasta este doza zilnică recomandată. Semințele de dovleac au undeva la 170 de miligrame de magneziu pentru 30 de grame, semințele de migdalele undeva la 120, iar semințele de chia la fel undeva la 120 de miligrame. Am făcut doza zilnică de magneziu. Dacă te uiți la un meci, dar și ai mâncat ca și gustare fie semințe de dovleac, fie migdale, ți-ai făcut doza zilnică aproape de magneziu. Mai consum și o budincă de chia dimineață. Gata. Da? Și atunci ne-am asigurat doza zilnică de magneziu. Te rog, pe final, zi-mi și de ciocolata asta. Trebuie să zic și de ea. E ciocolată neagră, da, și are undeva la 30 de grame. Am luat ca referință, cum recomand eu, a fi doza zilnică recomandată, undeva la 70 de miligrame de magneziu. După ochii mei, 70 de miligrame, adică nu, 30 de grame ar trebui să consumăm și 30 de grame de ciocolată ar avea undeva la 70 de miligrame de magneziu. 5 bucățele de astea. Cam așa. Nu? Da, mai multe amăgești. Da. Nu 5 de astea de 5 ori pe zi, 5 de astea o singură dată în zi. Perfect. Mario, îți mulțumim tare mult. Cu plăcere, dragilor. Da, pentru cei care nu au fost alături de noi de la început, am vorbit despre alimente care conțin magneziu, care sunt bogate în magneziu.